Bună ziua, dragi prieteni, de fapt bună seara că ne întâlnim cu voi. Seara este duminică, este o nouă ediție a emisiunii Fără mânuși. Fără mânuși și fără căciula de Playboy a lui Yamato. Să știi că nu-mi place de tine data viitoare. De fapt, de acum înainte vreau să vii cu căciula. Că ce goluri am. Pentru că nu-mi place de tine. Și nu numai Yamato este astăzi lângă mine, ci avem un invitat cu totul special. Care chiar a lovit fără mânuși. Care a lovit fără mânuși și a primit fără mânuși și este, sinceră să fiu, cred că în momentul de față este un erou al tuturor celor care vor să intre în competiția Eric Self-Slap. Doamnelor și domnilor, alături de noi este câștigătorul Eric Self-Slap, ediția a doua, Sorin Comșa. Bună ziua, bună ziua! Bună, Sorin, cum ești? Întrebarea pe care cred că ți-o adresează toată lumea în perioada asta, în zilele astea, cum ești? Mulțumesc pentru întrebare, sunt foarte bine, nu am absolut nicio problemă, mă recuperez ușor și în general sunt ok. Chiar că te recuperezi ușor, pentru că mă uitam la fața ta și ți-am spus și înainte să intrăm în emisiune, mamă, cât de tare te-ai desumflat, pentru că eu ți-am luat ultimul interviu în cușcă după ce s-a terminat competiția, după ce ai fost declarat câștigător. Și erai foarte umflat, adică era extraordinar de umflat și acum mai ești așa, zici că ți-ai scos o măsea. Într-adevăr. Cum ai reușit? Nu știu, faci un tratament special sau cum ai reușit să te desumfli atât de tare? Da, fac un tratament, iau antibiotice și ceva antiinflamatoare, le fac perfuzabil. Tocmai de aceea cred că și ăsta e motivul pentru care s-a tras așa repede. Și recuperare, am stat în casă. Sunt foarte curioasă, care a fost reacția publicului la adresa ta după ce s-a terminat competiția și după ce tu ai fost un adevărat erou după ce ai îndurat loviturile pe care le-ai îndurat și ai fost declarat câștigător? Nimeni nu s-ar fi așteptat. Știi că eu te-am întrebat chiar și în ultima întrebare, cred. Dacă ai fi fost dispus la un moment dat să renunți sau ai fi luat lovituri până la leșin și tu ai fi spus nu aș fi renunțat niciodată, mi-aș fi asumat riscul să cad? Păi după ce ai luat 30 de palme, cum să mai renunți? Adică l-ai luat inutil. Care a fost reacția publicului? Ce mesaj ai primit cu reacția familiei? Publicul a fost foarte șocat, ai mei au fost foarte șocați, au și plecat din Alba Iulia, au venit după mine la București, deoarece au văzut că mi-e ochiul foarte umflat și s-au gândit că nu pot să conduc până acasă. Le mulțumesc frumos, cumnatul meu a venit după mine, sora mea, iubita mea. Publicul, am și făcut, cred că știe multă lume, am făcut un live pe TikTok chiar după competiție. Am văzut, ai fost cu Albu Filip și nu mai țin minte cine mai era cu tine. Aveai și vreo 3000 de oameni live pe tine și ei îți spuneau du-te la doctor și tu ai spus nu mă duc că am 3000 de oameni pe mine. Da, pe da, deja mă săturasem că mă prea ataca lumea cu spitalul, cu doctorul, cu astea și eu știam teoretic, bă, nu am nimic, că nu mă simțeam amețit, nu simțeam dureri de cap, doar atât cât îmi era fața inflamată. Alte probleme, nu m-am simțit, nu stări de vomă, nu. Doctorii mi-au spus că, mă copile, dacă ai, o să vezi că ai dureri de cap, dacă ai prezint stări de greață, te rog frumos, sună la urgență. Am văzut că au fost mulți care au spus Machiavelli, Zmăr, cred că Ferraru și mulți alții. Cum să stai să iei palme și să ieși cu capul, cum ai ieșit tu, pentru 5.000 de euro. Dar așa arată fața unui luptător de MMA, care are un meci foarte puternic și el poate să iasă cu capul la fel, pe bani mult mai puțin. În România se întâmplă în galele profesioniste. Și nu cred că a fost vorba despre bani în gala asta, ci a fost vorba despre faptul că, mai presus de bani, Sorin a arătat tuturor ce înseamnă să fii dedicat unui țel și ce înseamnă mai să nu renunți, pentru că până la meciul lui Sorin au mai fost și alte meciuri, băieții au renunțat după 2-3 palme, noi mai știm din galele Eric Self meciuri de MMA și avem atâtea exemple în care oamenii renunță, alții cedează, iar
ce ne-a arătat nou Sorin, o putere fizică și psihică atât de mare, încât eu nu cred că mai, nu știu, mai putem să-l comparăm cu cineva, mai sincer, poate tu, Yamato, dar eu din toate luptele pe care le-am văzut și le știu, eu nu cred că aș putea să fac o paralelă între Sorin. Dar, într-adevăr, determinarea lui Sorin a fost foarte mare, mai ales că, din ce am văzut, tu ai fost cel mai mic, printre cei mai mici. Cam printre cei mai mici. Exact, și a fost foarte... foarte tare și o realizare mare că ai rezistat atât de mult la toate palmele alea și mai ales că după ai bubuit la nivel internațional. Eram în America și mă uitam pe TikTok și am văzut că ESPN Ringside, una din cele mai mari pagini de sporturi de contact din America, te-a postat acolo și videoclipul tău a făcut undeva la peste 70 de milioane de vizualizări. Wow. Milioane. Cred că are peste 100 la momentul. Exact. Și din câte țin minte, te-a pus și Conor McGregor la story. Bine, ce a scris el acolo n-are importanță, ci faptul că te-a pus pe tine are importanță. Nu știam asta. Exact, da, l-a pus McGregor la story. Wow, wow, super. Și multe persoane la nivel internațional care l-au pus la story. Bine, atunci haideți să facem în felul următor. Haideți să o luăm puțin mai timpuriu, să o luăm de la zero, ca să zic așa, și să te cunoască lumea mai bine, să știm cu toții cine este Sorin Comșa la bază. Spune-ne, fă-ne o scurtă descriere a ta. Cine ești, de unde vii, ce ai făcut în viață? Sunt Sorin Comșa, am 24 de ani, am terminat un liceu, mi-am luat bacalaureatul. În tinerețe am făcut sport, în tinerețe, nu ziua foarte bătrân, dar de la vârsta de 6-7 ani am practicat lupte libere până pe la vârsta de 13-14 ani și după am început cu powerlifting-ul până pe la 18 ani. După m-am ținut așa de sport, de sala de fitness, pentru mine. Cu ce te ocupi în momentul de față, care este, pe ce te centrezi cel mai mult, pe sport, pe lupte, pe... Deocamdată mă centrez... Sau ca ce lucrezi? Ca să te... Nu activez în niciun domeniu, deocamdată eram acasă, înainte să vin la concurs am fost o lună în Germania, la muncă și în rest, ultimul an n-am prea muncit. Am văzut pe TikTok că tu faci clipuri amuzante cu bunica ta și cu mama ta. Da, mai postez cu părinții mei, cu bunicii mei, faze mai amuzante pe care le surprind în momente. Deci un băiat simplu care a devenit un campion internațional, am putea spune că ești cunoscut în toată lumea. A venit în atenția presei internaționale așa, peste noapte, a bubuit. Exact. Sorin, eu am o întrebare. Cum... ai ajuns tu la concursul ăsta de dat palme. Cum te-ai gândit tu să vii aici? Păi cum să vă spun, chiar când am plecat în Germania, până mi s-au făcut actele acolo să pot să muncesc, am stat vreo 2-3 zile în cameră și pe Facebook, pe astea, și mi-a apărut reclama de la Las Vegas, de la concurs de la RXF pe pagină, pe Facebook, și am intrat acolo și am văzut că era destul de ușor formularul de înscriere și am zis, hai să mă scriu. Dar nu m-am gândit niciun moment că chiar... Deci n-ai crezut că o să fiu ales? N-am crezut niciodată că o să fiu ales. Mă ziceam, să înscrie o grămadă de lume, oare chiar o să mă leagă și pe mine cineva? Dar ce așteptări aveai tu de la concursul ăsta? Afirmare mai mare în mediul online? Premiu financiar? Păi în prima fază m-am înscris pentru bani, că am zis, 5.000 de euro nu-i câștigi așa ușor, nicăieri, dar când am ajuns aici și am văzut că... Ai crezut că o să fie atât de greu? N-am crezut niciodată, că având în vedere că am urmărit și concursul trecut, m-am mai văzut filmulețe pe internet și din astea, nu m-am gândit nici o secundă că o să ajung să iau 25 de palme. Ce emoții te-au încercat în momentul în care tu ai primit telefonul de la producător și ți-au spus că ești ales pentru cea de-a doua ediție a RXF Slab? Eram chiar la muncă în momentul acela când m-a sunat doamna cu care am vorbit. M-am și oprit din muncă, n-am mai făcut nimic, am început să zâmbesc, am fost foarte, foarte, foarte entuziasmat, nu mi-a venit să cred.
Și am zis, nu, asta e șansa mea. Deci tu erai în Germania în momentul ăla. Da, da, da. Și ai plecat din Germania de la muncă, ți-ai dat demisia? Sau? Da, 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 mi-am dat demisia. Deci ți-ai dat demisia ca deci să după ce ai așteptat să-ți ia actele, să muncești acolo, ai muncit o săptămână, ți-ai dat demisia și ai tăiat. Nu, am muncit, am muncit o lună. Ce înseamnă să fii, să fii determinat? Nu, ce înseamnă nebunia. Dar oricum nu m-am dus decât pe perioada aia de o lună, pe luna decembrie, da. N-am avut planuri să stau foarte mult. Eu sunt curioasă acum, poate că o să pară o întrebare așa puerilă, dar eu totuși o întreb. Dacă tu ai început un fel de pregătire, dacă mergeai la prietenii tăi și le ziceai, bă, dați-mi niște palme ca să... Să fac cum se simte. Pentru că eu dacă aș încerca Yamato, eu aș veni la tine și aș zice, mă, Yamato, trebuie să mă pregătesc pentru Eric Self Slap. Dă-mi și mie câteva palme peste față să văd, nu, mă bag, nu mă bag. Maxim peste fund pot să-l dau. Efectiv, eram cu prietenii acolo în Germania, cu care stăteam acolo în chirie și veneau toți la mine și îmi ziceau, hai Sorine să te antrenezi pentru, hai să-ți dăm niște palme, să ăsta. Zic, bă, pe gratis, nu-mi place să iau palme. Lăsați până acolo. Până ajung și nu, n-am făcut absolut niciun fel de antrenament, decât niște flotări, niște, am tras un pic de benz, dar foarte, foarte puțin, maxim o oră de antrenament. Dar nu știu, la sala de box sau efectiv ca să-ți exersezi tu lovitura? Nu, că nu am avut ocazia să mă duc la sală și am avut încredere în forțele mele proprii, pentru că eu știam că sunt destul de puternic, mă așteptam să fiu puțin mai puternic. Și am zis, mă, nu mă antrenez, că oricum stare și dau înainte. Sincer, era Iulian Pute aici și a pus un story și i-am dat mesaj și l-a întrebat, ce a făcut ăla mic, împlânzitorul de lei, Dvugă, că uitasem cum îl cheamă. Între timp am văzut că îl cheamă Dvugă. Zic, ce a făcut? Că știu că el a câștigat prima ediție pe care am și comentat-o alături de Atodiresei. Și mi-a zis, nu știu, frate, că e foarte tare aici, mi-a zis Iulian. Am văzut între timp că a pierdut, nu știu dacă a abandonat sau a fost descalificat, că am văzut că a fost cineva descalificat. A fost descalificat. El, Drugă, a fost descalificat? Chiar voiam să te întreb ce părere ai avut despre celelalte meciuri, mai ales că putem face o paralelă între cât de puțin au durat celelalte meciuri în comparație cu cât de mult au durat... ai avut trei meciuri tu, unul s-a terminat, mă rog, cel de-al doilea, o repriză, cred, nu? O repriză. A renunțat după prima palmă, dar celelalte, a cedat după prima palmă, dar celelalte două au fost meciuri foarte lungi. În comparație cu ceilalți băieți, care mult mai mari decât tine, mult mai masivi, au renunțat la primele două meciuri, s-a renunțat după primele două palme. Cum, ce... Cum ai văzut tu situația de pe margine și știind că urmează să urci și tu și uitându-te la ei, nu știu, ți s-a făcut frică vreodată? Ai zis, bă, băieții ăștia așa de mari au renunțat, ce fac eu, intru? Nu mai intru? Nu, cum să vă spun, n-am avut absolut niciun moment de frică, pentru că am mai trecut prin... Am mai avut experiențe de viață așa mai nasoale, gen cu lovituri, cu din astea, și nu, eram obișnuit, nu mi-a fost frică, dar am rămas destul de șocat când am văzut că cad băieții așa repede, gen, că erau loviturile destul, pe primii doi i-au afectat loviturile destul de tare și am rămas puțin așa, zic, mă, dar nu, în sufletul meu nu am avut absolut nicio temere, am fost acolo, am fost concentrat tot timpul și chiar mi-am dorit foarte mult să câștig. Eu vreau să știu ce emoții ai avut tu când, la prima lovitură, când ai stat în față și știai că o să trească să fii lovit. Nu, n-au nicio emoție. Așteptam efectiv să văd. Eram curios, că știam că băiatul a mai participat înainte. Era și un băiat foarte mare, avea palma, cred că încă o dată cât a mea, domnul Tincu. Și eram chiar curios să văd cum o să-i rezist lovituri. Dar nu aveam emoții. Eram concentrat acolo, stăteam, strângeam din dinți și... Ziceam, bă, trebuie să stau poc. După ce am văzut că am primit-o bine, am dus-o bine, am zis, hai că nu e așa rău. Toată lumea este șocată, nu doar de faptul că ai rezistat și ai câștigat, ci de comportamentul tău la masa de slap, fiindcă tu nu te mișcai, sau cel puțin cred că pe la ultimele două, trei palme mai clătinai așa puțin, dar tu le încasai fără să te miști. Și cred că toată lumea vrea să afle răspunsul la întrebarea asta, cum rezistai fără să te miști? Nu știu, cred că mă mișcam și eu puțin, că era imposibil să nu te miști, dar
eram acolo pe fază, eram, cum să vă spun, eram foarte, foarte, foarte concentrat. Foarte focusat. Eram focusat pe ăsta, bă, vreau să câștig, nu există să, nu există să cad jos, nu există să dau înapoi. Și tot timpul eram acolo, prezent, fără nicio grijă. A fost vreun moment la vreo palmă în care ți s-a tăiat filmul? Nu, n-am avut. Adică gen o fracțiune de secundă, cred că la fiecare palmă fugea puțin imaginea, dar efectiv îmi reveneam după o fracțiune de secundă, eram lucid la loc 100% și cred că s-o și observat că eu efectiv după fiecare palmă nu stăteam să trag de timp sau îmi revin sau ceva, mergeam, veneam și îmi luam pudră și mă duceam să-mi lovesc adversarul. Deci, practic, tu crezi că pe tine cel mai mult te-a ajutat puterea psihică pe care ai avut-o în încasarea loviturilor și focusul? Focusul, da, am fost foarte focusat și m-a ajutat și puterea, că poate nu s-a văzut pe filmare loviturile mele, nu păreau foarte puternice, dar eu tind să cred că am dat destul de tare și eu și am avut destulă forță încât să afectez cu echipierii. Bine, sincer să fiu, îți zic că aveam o discuție chiar puțin mai devreme cu Yamato și ziceam, băi, Sorin nu este un băiat mare pentru că eu l-am văzut în realitate la când slep. Era și George, că a zis George că da, și eu i-am zis lui George, dacă îți dă unde la 260 de kg, palmă te mută din loc. Și Simona a zis, păi cum că Sorin e cât tine, cât George? Nu știu. Are cum că Sorin, sigur are 100 de kg. N-are 100, are 99. Nu, a zis că a avut și 106. Normal că el în comparație pe lângă ăia de 160 de kg se vedea mic. Dar Sorin are 100 de kg, este un om mare, nu e un pitic. Da, nu știu ce să zic. Uite, mai vreau să mai am o întrebare. La fel, în ultimul, în interviul nostru, de fapt, tu, când vorbeam, mi-ai spus, eu sunt rezistent la bătaie, că am mai luat. Și vreau să, și puțin mai devreme ai spus faptul că am mai fost implicat în bătăi, în altercații și știu cum este și aș vrea să ne axăm puțin pe subiectul ăsta și să ne povestești. Dar putem să revenim după pauză. Ok, revenim după o scurtă pauză, vă lăsăm așa puțin în suspans și revenim cu povești de viață de la Sorin Comșa. Regulile tale exclusiv pe lasvegas.ro. După cum v-am spus înainte de pauza de publicitate, vom reveni cu o poveste de viață de-a lui Sorin Comșa. El mi-a spus în interviul de după câștigarea luptei, mi-a replicat așa foarte sec, eu bătaie știu că am mai luat. Și aș vrea să ne spui, Sorin, în ce altercație ai mai fost implicat și dacă s-a finalizat vreuna în care tu să fii mai agresat fizic decât ai ieșit din gala slap? N-am fost chiar așa tare ca aici, dar aveam cucuie la nivelul capului peste tot, la față mai puțin. Am fost într-o seară când, cred că acum 3-4, acum vreo 5 ani, într-un club acolo la noi în oraș, în Alba Iulia și m-am îmbătat și eu puțin și prietenii mei și undeva la 4 dimineața, cred că cam toți oamenii care mai eram acolo, gen eram eu cu 3 prieteni și restul lumii, au sărit toți pe mine și m-au... Cam 20 de minute, vă spun sincer, că am stat doar în pumn și în picioare până a venit poliția. Dar de ce au sărit ceilalți pe tine? Păi erau prietenii mei, cum s-au îmbătat un pic mai tare, erau ei, au spart o sticlă de bere, au... Se dădeau un pic rotuși pe acolo și, zmei, da, și au venit băieții și no, eu m-am băgat pentru prietenii mei cum ar veni. Și prietenii tăi au fugit?
prietenii mei au stat acolo, nu au fugit, dar nici dar nu s-au nici băgat. Și tu ai fost cel care și-a încasat bătaia? Păi da, că eu nu, cum am mai spus, eu nu dau înapoi niciodată de la nicio luptă și cădeam jos, mă ridicam iar, intram în ei, dar oricum m-au bătut băieții, bine, salut. Dacă cumva mă văd. Uite, vreau să te întreb, mergând puțin înapoi în copilăria ta, în adolescența ta, aveai episoade dese de bătăi sau cum ai ajuns tu să ai acum o tinerețe? Că, mă rog, putem să o numim tinerețe după adolescență, atât de plină de bătaie, că vrei, nu vrei, cumva bătaia trage spre tine și tu spre ea. Păi n-am fost, pot să zic, n-am fost un copil chiar foarte cu minte în copilărie și nu, mai îmi dădea mama o palmă, dar ca la toți copiii, mai o pălmuță, pe ăsta, o ceartă. Nu, am fost, am și fost când am fost, și când, am, și când eram mic, eram un pic așa mai pe scandaluri, pe din astea, mă mai băteam cu copiii prin, pe la școală, prin curtea școlii, dar nu, nu foarte. Cum a reacționat mama ta după ce... Asta, da, eu vreau să întreb altceva. Cum au reacționat ai tăi când le-ai spus, bă, mă întorc din Germania, mă duc la București, că e un concurs de dat palme? Azi, măi, copile, ai nebunit la cap, stai acolo, nu vine aici, cum să te duci acolo? Deci au fost foarte, au fost foarte șocați cumva că chiar, azi, chiar mă duc până la urmă, că oricum eu i-am anunțat, m-am înscris acolo, le-am spus, poc, na, și ei spuneau, du-te, băi, copile, că nu te cheamă, da. Ziceam, mă, pe dacă mă cheamă, mă duc, gen. Și când chiar i-am sunat și le-am spus că m-au chemat, s-au panicat puțin, într-adevăr, pentru că ei sunt niște oameni foarte credincioși, foarte miloși și așa, și ori știut cam... Ei s-au așteptat că ei mă cunosc pe mine și știau din start că, bă, dacă mi-are copilul acolo ăsta... Că ăsta, tu nu o să renunți. N-o să renunț. Poate ei nu și-au imaginat că e atât de dur și tu vei ieși așa. Cu ce au zis când te-au văzut cu capul umflat? Ce să zic, m-am dus acasă și m-am întâlnit cu ei, cu bunicii, cu părinții, au început toți să plângă, aveau lacrimi în ochi, m-au luat în brațe, a fost un pic greu și pentru mine, că nu-mi place să îi fac să se îngrijoreze pentru mine, dar ei știu... Au fost mândri când le-ai pus centru la pomasă? Da, au fost foarte mândri, m-au felicitat, m-au ăsta, dar... Cumva cu părere de rău. Îți dai seama, mai ales mama, că în sufletul unei mame, eu vorbesc și din experiența de mamă, mama nu și acum vrei să... Când mă vede, dacă mă credeți. Da, ne dăm seama. Sorin, tu ai trecut așa de primul prag, ca să zic, și cred că și cel mai greu, fiindcă toate vedetele, toate persoanele pe care noi le-am intervievat și le-am întrebat dacă ar vrea să intre în RXF Slap, toată lumea a răspuns cu nu, fiindcă este presiunea psihică mare în momentul în care primești o palmă, fiindcă este stresul că primești o palmă și nu poți să dai înapoi. Naba Salem chiar mi-a spus că într-un meci de MMA este mult mai simplu, că măcar știi că poți să fugi, ceea ce la RXF Slap nu poți să faci. Deci, practic, cumva ei... chiar și cei care vor intra în RXF Fight în următoarea gală au văzut meciul de RXF Slap mult mai greu, da, decât astea sunt persoanele publice. Mie mi-au scris mulți în privat, unii prieteni cu mine din cartier, și mi-a scris: băi, Amato, dă-ne numărul să te sunăm, că nu mai avem. Cum putem să intrăm și noi la RXF Slap, că vrem să ne batem? Și acum în capul meu că băieții erau de kilogramele mele, zic, dacă vă dă ea o palmă, vă zboară, sunteți nebuni. Eu voiam să-l întreb pe Cosmin acum, dacă tu, după Sorin, ce ai trecut, scuză-mă, Sorin, eu fac chestia asta greșit, Sorin Conșa și eu de aici, da, vreau să te întreb dacă... ai vrea să te bagi și în cușca de MMA? Mai ales că ai spus că ai făcut lupte libere. Da, mi-ar place foarte mult să particip la o luptă în cușcă. Mi-am dorit chiar foarte mult și de mic copil urmăresc sportul ăsta și îmi place. Și pe viitor, probabil, dacă cumva se ivește vreo ocazie, chiar mi-aș dori să particip. Deocamdată nu aș putea în viitorul apropiat să particip la o luptă în gală, deoarece am ligamentele la genunchiul drept, le-am rupte, ligamentul încrucișat anterior, și am și o fisură de menisc, urmează să mă operez acum în
luna viitoare. Dar pe viitor, dacă cumva mi se oferă o șansă și reușesc cumva să ajung în trogală de MMA, nu o să dau înapoi, ca și aici, cred că am dovedit ce pot. Și chiar aștept să văd cum o să decurgă lucrurile și... Dar un match, nu știu, mă gândesc doar pe box, de exemplu, în care să nu fie implicate loviturile de picioare, fiindcă poți face și asta. Nu, Yamato? Da, păi, dar nu s-au bătut Ștefan Ciuculescu pe reguli de kickbox cu mânuși și de MMA? Adică putem să scoatem și picioarele până la urmă, să lăsăm doar box. Da, putea face și un match de box, dar... Din ce știu eu, adică eu am mai pățit, mi se întâmplă să-mi sară genunchiul și din mers când umblu. Da. Da, cel mai bine să reîntoarce gata făcut de luptă decât... Uite, eu chiar mă gândeam că am putea să-l vedem, e bine, el tocmai a spus că nu în viitorul apropiat, dar dacă ar putea, poate anul viitor, să-l vedem într-o gală Next Fighter. Da, cu Donald Duck. Da? Cu cine? Cu ăsta, cu Vața. Cu Donald Duck. Nu. Spune-ne, te rog, dintre vedetele din România, dacă există cineva cu care ți-ar plăcea să intri. Sau de pe TikTok, mai cunoscut. Sau de pe TikTok. Păi nu știu, n-am neapărat o preferință să mă lupt neapărat cu cineva, pentru că, nu știu, eu m-aș lupta cu oricine, deoarece n-am frică, nu mi-e frică de nimeni. Și aștept provocările dacă careva vrea să... participe la o luptă cu mine. Eu nu vreau, nu-mi place să fac provocări din astea online, dar... Dacă ar fi să mai intri încă o dată la dat palme, ai mai intra? Probabil, nu știu. Nu știu să dau un răspuns acum, că vedeți voi că după ce iai bătaie și te mai întreabă cineva, bă, mai vrei să iai bătaie? Păi da, dar ai dat bine bătaie. Am dat bine, da, nu mi-e frică să intru din nou, dar... Probabil ar mai intra undeva în proporție de 85-90% cu siguranță. Știi cu cine mi-ar plăcea mie să-l văd într-o gală de MMA? Cu cine? Cu TJ Miles. TJ Miles, dacă nu-ți face el provocarea să intri, îți fac eu provocarea să intri cu câștigătorul celei de-a doua ediție. Deci TJ Miles are de ales din atâția oponenți? Da, îl cunosc. Și știi că el este cel care a refuzat toate meciurile de... poate că avem noroc să-l vedem dacă pe TJ cu Sorin. Dacă vrea, eu l-aștept. Dar până să mergem mai departe, eu aș vrea să vedem totuși și loviturile pe care le-a dat în colțul campionilor. Și bonusul. Da, chiar avem și un bonus de la Sorin. Haideți să vedem toate cele trei lovituri, pentru că au fost trei lovituri din partea lui și apoi ne reîntoarcem aici să discutăm. Regulile tale exclusiv pe lasvegas.ro. Suntem și alături de Sorin Comșa aici în colțul campionilor. Să vedem cât de tare poate să da cu pumnul, cu palma. Cu palma am văzut, da, cât de tare stă. Să vedem cât de tare stă și pe pumn. Să reamintim, nu? Să le reamintim, da. Se lovesc două lovituri, se face media. La bărbați câștigătorul primește 1000 de euro, iar la femei 500. Așa că, Sorin, te simți pregătit să iei și banii ăștia? Sper! Hai să vedem! Hai să vedem cât de tare poți să dai! Apasă pe buton! Wow! E
A dat bine. Gândește-te că a dat 949 în condiția în care eu cred că mâna lui nu este chiar în regulă, pentru că el a dat peste 30 de palme acum mai puțin de o săptămână la Eric Self-Slap. Și dacă vezi, mâna este umflată. Mă doare puțin mâna, dar e ok. E super ok. Hai ia să vedem. Și a doua lovitură. Nu, nu. Da. Oricum am un videoclip pe TikTok unde dau 994, mă puteți vedea acolo. Deci ai dat de două la același scor. Cam, e da, bine. Același scor. Media de două. Media e, cred că, 949. Și acum vrei să dai, Sorin, bonus pentru noi? Să una cu palma. Vrem, una cu palma. Deci bonus pentru noi, o a treia lovitură pentru Sorin Comșa cu palma. Doar pentru noi nu va intra la concurs. Dăm și cu palma. Poate dăm mai mult cu palma. Nu. Cum ar fi? E posibil. Da, bine. Bine! Ce ți-e cădă cu palma, da. Ce ți-e cădă cu pumnul, ce ți-e cădă cu palma, într-adevăr, așa cum a spus și Yamato. Noi vom merge acum în studio ca să discutăm despre pumni și nu numai. Regulile tale exclusiv pe lasvegas.ro. Sincer să fiu, eu nu mă așteptam să dai atât de tare, pentru că mă uitam la mâna ta că este puțin umflată, mâna da. Dreaptă, mâna cu care tu ai dat în competiție și totuși aproape că te-ai apropiat de maximul pe care poți să-l dai. Maximul este de 988 sau nu? Nu, 998. 998 și tu ai dat 940 și ceva. Da, dacă nu ai fi avut durerile la mână, cred că te-ai fi... Probabil aș fi dat mai mult. Te-ai fi apropiat de... Tu ai făcut antrenamente de box? În... Nu. Niciodată nu ai... Antrenamente de box, de MMA, din Asia, nu. L-a ajutat că a făcut powerlifting. Ai zis că ai făcut powerlifting, cred că de asta l-a și ajutat să dea cu palma atât de tare. Ți-ar plăcea să, nu știu, să te axezi pe... Da, pe zona asta, adică ai mi-ar vrea... Mi-ar plăcea foarte mult, dar... Deocamdată, până acum, n-am avut ocazia ca să pot să... Acolo, la noi, în Alba Iulia, nu-i prea promovat gen sportul ăsta. Sunt puține săli care se ocupă și sunt puțini băieți care chiar cu adevărat... Eu vreau să știu, ce părere, cum te-ai simțit tu când ai văzut că McGregor te-a postat? Păi nu știu, am rămas șocat așa în primă fază, n-am crezut, îmi scriau oamenii pe Instagram. Cine ți-a trimis? Ți-au trimis prietenii? Prieteni... Și o grămadă de altă lume străină, da. de prin alte țări, îmi scriau de McGregor post eu în Twitter. Le spuneam, trimiteți-mi și mie să văd și eu. Nu veneam să cred. Și ai intrat la McGregor să vezi? Și am intrat acolo, i-am dat și un mesaj, dar nu mi-a răspuns. I-am mulțumit frumos pentru că m-a postat, dar nu mi-a răspuns. Dar am fost foarte șocat. I-ai scris în română? Nu, în engleză. Cum aș trebui să știu McGregor român? Găutăși tu pe Google Translate cum e ce înseamnă asta. Da, spune-ne și nouă, Yamato sau Sorin, cineva să ne spune și nouă celor care nu știm ce a scris McGregor acolo, despre ce a zis când l-a repostat. Scria ceva de genul cum să ieși cu capul așa sau parcă... Nu era neapărat... Nu, a scris, probabil, cred că din câte îmi amintesc, a scris felicitări pentru tehnică, felicitări campionului, noului campion de slap, ceva de gen. Mi-au felicitat tehnica, dar nu știu dacă a mea sau a lui băiatul care mă lovea. Nici nu are importanță mesajul, contează că te-a pus McGregor, mai contează mesajul, contează că a ajuns chestia asta la el.
în atâția oameni cât ți-l urmăresc, în atâtea treburi pe care le are, el a ajuns chestia asta la el. Bine, după cum ai spus și tu, Yamato, ediția de Eric's of Slap într-adevăr a fost una care a bubuit. Au fost extraordinar de mulți oameni care au urmărit și această mai mult ediție de atât a bubuit la bărbați, iar în prima ediție a bubuit la femei când și-au dat palme peste fund, a fost și aia peste tot. Uite, chiar voiam să te întreb ce părere ai despre, pentru că noi am avut și două fete care și-au dat palme, și ce părere ai despre fete? Le-ai văzut? Le-ai urmărit? Ai uitat la ele? Da, le-am văzut pe fete. La început și-au dat palmele un pic cam ușor, dar pe parcurs au început să dea și ele tot mai tare. Cred că s-au enervat când au simțit. Păi nu știi cum e toată lumea, ca în primele ediții de MMA în care au intrat persoane publice, care toată lumea a luat-o în glumă, până s-au dat primii 2-3 pumni. Și după a văzut lumea că e serios și trebuie să dea pe bune, nu merge cu joaca. Sorin, ce planuri de viață ai acum? Ce planuri de viitor apropiat, ca să zic așa, în perioada care urmează? Nu știu, mai vrei să pleci în Germania? Nu mai vreau să plec din țară. Vreau să stau să mă căsătoresc cu viitoarea mea soție, să mă operez la genunchi și să vedem cum performează lucrurile de aici încolo, după această competiție. Noi îți mulțumim pentru faptul că ne-ai făcut onoarea să fii participantul ediției Eric's of Slap, că ai făcut spectacolul pe care l-ai făcut. Ne-am dorit să vedem din ce în ce mai mulți tineri atât de rezistenți ca tine. Și îți urăm mult succes pe departe și de-abia așteptăm să te vedem în... Să te vedem refăcut, să te vedem operat și vrem să auzim de tine, să te vedem în cușca de MMA. Da, mi-ar face. Cine știe, poate și la alte competiții internaționale de dat palme, că de când mi-a apărut asta, îmi apare pe TikTok numai Power Slap. Am văzut că e o chestie de asta, o competiție mare. Da, organizată de Dana White din America. Cum ar fi să-l vedem campionul mondial? Să-i pună Dana White centură. Acolo chiar m-aș duce. Acolo chiar te-ai întâlnit cu McGregor. Într-adevăr. Păi noi îți dorim să ajungi acolo și îți dorim să fii câștigătorul și să ne faci mândri că suntem români. Da, ai văzut că la competiția aia una dintre ediții a comentat-o Arnold Schwarzenegger. Wow. Cum ar fi să te comentezi de Arnold? Wow. Să fii acolo cu Arnold. Ar fi wow. Hei, dar știi cum se zice, dacă visezi destul de mult și de bine, visele devin întotdeauna realitate. Ca și în cazul lui Sorin, care a visat și a ajuns. Da. Sorin, recuperare ușoară pe mai departe. Îți mulțumim foarte mult că ai venit astăzi să stai de vorbă cu noi. Știu că este un efort să vorbești pentru că încă ai durerile pe care le ai. Și să auzim de tine cât mai sus, la niveluri cât mai înalte. Vă mulțumesc din suflet și sper să ne revedem cât mai curând. Da, dragilor, și noi ne vom revedea cât mai curând la următoarea ediție Fără Mănuși. Vrem să vă aducem aminte faptul că pe data de 16 februarie avem următoarea Next Fighter. Voi puteți în continuare să vă înscrieți. Iar pe 16 ianuarie pentru toată lumea. Simona este cu o lună înainte. N-am zis 16 ianuarie. Ai zis februarie. Am zis februarie. Nu știu ce. Yamato, spune tu datele, te rog, pentru că eu am ce am de câteva zile și sunt cu o lună înainte față de toată lumea. Deci eu acum sunt în februarie, ca să știe toată lumea. Yamato, tu ești în 2024. Cine măcar nu are treabă 16, pentru că deja suntem în 20 ianuarie. Pe data de 26 ianuarie urmează gala Next Fighter, unde veți urmări niște meciuri incendiare, pentru că băieții ăștia care doresc să se afirme fac spectacol. Iar pe data de 21 februarie avem gala Eric's of Slap. Vom vedea cele mai tari meciuri între persoane publice, vedete, cântăreți și așa mai departe. Iar voi puteți să-i urmăriți, să-i huiduiți, să-i susțineți, să faceți ce vreți voi. Așa că înscrieți-vă pe paginile Eric's of Slap, dați follow acolo, pentru că așa puteți să ajungeți și voi aici, așa cum a ajuns și Sorin și a dorit să ajungă, s-a înscris și uite că a ieșit și campion, așa puteți să ajungeți și voi.
mulțumim la toată lumea, mulțumim și pentru machiajul Simonei, mulțumim Las Vegas, mulțumim vouă că ne urmăriți. Da, și nu uitați să dați follow, subscribe, porniți clopoțelul, dați comment, dați like pe YouTube, Instagram, Facebook, Eric Sef, Fără Mănuș, Simona Hapciuc, Ramata Zaharia, Sorin Comșa. Vă pupăm! Program sponsorizat de LasVegas.ro.